Todo lo mismo, creo que muy probable es en el fondo cuando lo rechazan. Amin. Amin. În această seară la avem pe fratele ei în prezent în mijlocul nostru, din ca Domnul să-l binecuvinteze, dar înainte de a asculta ceea ce Domnul i-a pus pe inimă pentru noi, mai stăvim pe Domnul cu o cântare. Orice veste bucurătoare. Recording in progress. Well, good evening, everyone. It's lovely to see you. Bună seara, pace tuturor. Mă bucur să vă văd. And thank you very much for the invitation to be with you again this evening and to open God's precious word together.
Vă mulțumesc mult pentru invitația de a fi din nou împreună cu dumneavoastră și de a deschide cuvântul Domnului împreună. Many of you I will have met once or twice. Pe mulți dintre dumneavoastră v-am văzut cel puțin o dată sau de două ori. And to you I say hello, nice to see you again. Și celor care vă cunosc, vă salut și mă bucur să vă văd din nou. But there, I'm sure there will be people as well who I haven't met, and hello to you as well. Dar sunt sigur că vor fi și persoane pe care nu le-am întâlnit și vreau să vă salut și pe voi. I do miss my visits to Romania and looking forward to when the world is a bit more normal. Îmi lipsesc mult vizitele în România și aștept vremea când lumea aceasta va fi puțin mai normală. If that is going to happen. Dacă va mai fi vreodată. I'd like to ask you to turn please to the Gospel of Matthew. V-aș ruga să deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Matei. And chapter 15, please. La capitolul 15, vă rog. And I would like to keep things very simple this evening. Și aș vrea ca în seara aceasta să păstrez lucrurile foarte simple. And I would like to look at a simple story. Aș vrea să ne uităm la o povestire simplă. A very well-known story. O întâmplare foarte bine cunoscută. And yet not as well known as its partner story. Și totuși nu atât de bine cunoscută ca întâmplările care o însoțesc sau care sunt în jurul ei. Here in the UK, the feeding of the 5,000 is a Sunday school story. Aici în Marea Britanie, hrănirea celor 5,000 de oameni este o povestire care se spune încă de la școala duminicală. It's made its way into the national psyche. Everybody knows about the feeding of the 5,000. Și ea a ajuns așa, să spunem, în cunoștințele naționale, cam toată lumea a auzit despre hrănirea celor 5,000 de oameni. But fewer people know about the feeding of the 4,000. Dar mai puțin oameni au auzit de hrănirea celor 4,000 de oameni. And it's the feeding of the 4,000 that I want us to focus on with the Lord's help together. Și cu ajutorul Domnului împreună aș vrea să ne concentrăm pe hrănirea celor 4,000 de oameni. And before we read it together, I want to give you, it will be no surprise, 3 subheadings. Dar înainte să o citim împreună, vreau să vă dau, sper că nu vă mirați, 3 puncte. So first of all, we want to think about the Savior who had compassion. În primul rând, vrem să ne gândim la Mântuitorul care a avut milă, compasiune. Secondly, the supply that never ends. În al doilea rând, vreau să ne gândim la sursa care nu se sfârșește niciodată. And thirdly, the satisfaction of the crowd. Și în al treilea rând, la satisfacerea sau împlinirea mulțimii. So perhaps if a brother could please read Matthew 15:32-39. Așa că rog un frate să ne citească din Matei 15, versetele 32-39. Iisus a chemat pe ucenicii săi și i-a zis, este milă de luata aceasta, căci iată că de 3 zile așteaptă lângă mine și n-au ce mânca. Nu vreau să le dau de mult plămânți, ca nu cumva să leșine de foame pe drum. Ucenicii i-au zis, de unde să luăm în pustia aceasta atâtea pâini ca să săturăm atâta luată? Câte pâini aveți? I-a întrebat Iisus. 7 i-au răspuns ei și puțin peștișori. Atunci Iisus a poruncit norodului să șadă pe pământ. A luat cele 7 pâini și peștișorii și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt și a dat ucenicilor. Dar ucenicii au împărțit norodului. Au mâncat toți și s-au săturat. Și s-au ridicat 7 coșnițe pline cu rămășițe de fărături. Cei ce mâncaseră erau 4,000 de bărbați, afară de femei și de copii. În urmă, Iisus a dat drumul noroadelor, s-a suit în corabie și a trecut în Ținutul Magdalenei. Amin. Thank you very much, brother. Mulțumesc mult, frate. A very simple story. O întâmplare foarte simplă. And yet perhaps not as simple as it seems on the surface. Și totuși, poate că nu este atât de simplă cât pare la prima vedere. Before we begin, I want to ask you a personal question. Înainte de a începe, vreau să vă pun o întrebare personală.
Usually when I'm preaching the gospel to non-Christians, I always begin by asking them a personal question that they have to answer honestly in their own heart. Atunci când predic Evanghelia oamenilor necredincioși, le pun o întrebare personală la care ei trebuie să răspundă în inima lor. I find that it's a useful way of getting the unsaved thinking. Și am descoperit că este un mod util de a-i face pe cei nemântuiți să gândească. But I want to do that with my brothers and sisters tonight, and with myself. Vreau să fac acest lucru și cu frații mei și cu surorile mele și cu mine însumi. The question is this: as you sit there in your home or in the church in Tamachi. Întrebarea este acum când stați acolo, acasă sau în adunarea din Tălmaceu. Are you satisfied? Ești tu satisfăcut, împlinit? You might say, Ian, I need a bit more clarification. Și poate spuneți, Ian, trebuie să ne clarifici un pic lucrurile. Are you asking me if I'm satisfied in my work life? Mă întreb dacă sunt satisfăcut cu serviciul în viața mea de la muncă? Or my family life? Sau în viața de familie? Or my personal development? Sau în dezvoltarea mea personală? I'm asking a much deeper question than that. Are you satisfied? Nu, ci eu pun o întrebare mult mai adâncă decât atât, și anume, ești tu satisfăcut, împlinit? And we're going to come back to that question later. Și mai târziu o să ne întoarcem la întrebarea aceasta. So first of all, our eyes are fixed on the Savior. Deci, în primul rând, ochii noștri sunt îndreptați asupra Mântuitorului. He says to his disciples, I have compassion on the crowd. El i-a spus ucenicilor săi, mi-e milă de gloata aceasta. I am unwilling to send them away hungry. Și nu doresc, nu vreau să-i trimit de aici înfometați. The important question we need to ask here, friends, is who is the crowd? Dragii mei, întrebarea pe care trebuie să ne-o punem aici este cine era gloata aceasta? Both Matthew and Mark, under the Spirit's inspiration, include the feeding of the 4,000 as well as the feeding of the 5,000. Atât Matei, cât și Marcu, sub călăuzirea Duhului Sfânt, au inclus în evangheliile lor hrănirea unei gloate de 4,000 și hrănirea unei gloate de 5,000 de oameni. Why? De ce? Well, there's two answers I suppose we could give to that question. Și cred că sunt două răspunsuri pe care am putea să le dăm la întrebarea aceasta. The first is very simple. Primul este foarte simplu. Because it happened. Pentru că lucrurile acestea s-au petrecut. Because this was a real event in history that was recorded by Matthew and Mark. Pentru că acesta a fost un eveniment real din istorie relatat de Matei și Marcu. But it's not quite as simple as that. Dar lucrurile nu sunt atât de simple. Turn with me to John's Gospel, chapter 20, please. Întoarceți-vă, rog, împreună cu mine la Evanghelia după Ioan, capitolul 20. And if a brother could please read verses 30 and 31 of John 20. Să ne citească din Ioan 20, versetele 30 și 31. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Amin. Amin. I want you to bear those two verses in mind and then look with me to the very last verse of John's Gospel. Vreau să țineți minte aceste două versete și apoi uitați-vă împreună cu mine la ultimul verset din Evanghelia după Ioan. Here we are told this. There were also many other things that Jesus did. Aici ni se spune așa, mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus. Ah, now as a Bible student, at this point we might say, I know John, I've read about some of those other things. Și acum, ca și student al Bibliei, în punctul acesta ar trebui să spunem, da, știm lucrurile acestea, Ioan, pentru că noi am citit și despre alte lucruri. For instance, I've read about the feeding of the 4,000 in Matthew and in Mark.
De exemplu, am citit despre hrănirea celor 4.000 de oameni în Matei și în Marcu. Did John not agree that it was a historical event? Oare Ioan nu a considerat că acesta a fost un eveniment istoric? Not at all. Nu, dimpotrivă. The Gospels are beautifully constructed and carefully structured. Evangheliile au fost structurate și construite cu multă atenție. Each one is a work of art of storytelling. Fiecare evanghelie este o capodoperă, o lucrare de artă în care ni se relatează istorie. Of unfolding the character and work of Christ from four different angles. Și în ele ni se prezintă lucrarea și caracterul lui Hristos din patru unghiuri diferite. John's Gospel is particularly loved by evangelists because it's made clear here in John chapter 20 that the intention of the Gospel is that people may believe and have life. Evanghelia după Ioan este o evanghelie preferată de evangheliști, deoarece se spune foarte clar, după cum am văzut aici în capitolul 20, că a fost scrisă ca oamenii să creadă în Hristos și crezând să aibă viață. So although the first answer stands, that it's recorded in Matthew because it happened, there must also be a greater reason. Deci, deși primul motiv rămâne valabil, și anume că acest eveniment a fost relatat pentru că a avut loc, totuși există un motiv mai mare. And to understand that reason, we need to go back to the question, who is the crowd? Și pentru a afla motivul acesta, trebuie să ne întoarcem la întrebarea pe care am pus-o, cine este gloata aceasta? Please turn with me to Mark chapter 7. Întoarceți, vă rog, împreună cu mine la Marcu, capitolul 7. And here we get some of the context. Și aici ne este prezentat puțin contextul. I want you to notice something very important. At the beginning of verse 24 in Mark 7, vreau să observați împreună cu mine un lucru, și anume că la începutul versetului 24 din Marcu 7, we have the fascinating conversation between Jesus and the woman from Tyre and Sidon. Găsim conversația aceasta fascinantă între Domnul Iisus și femeia din Tirul Sidonului. Notice with me that both in Matthew and in Mark, the feeding of the 4,000 takes place very soon after that interesting conversation. Și aș vrea să observați împreună cu mine că atât în Matei, cât și în Marcu, hrănirea celor 4.000 de oameni a avut loc la scurt timp după conversația aceasta interesantă. If you could please read verse 31 of Mark 7. Și în Marcu 7, versetul 31, spune: Iisus a părăsit ținutul Tirului și a venit iarăși prin Sidon la Marea Galilei, trecând prin ținutul de Capole. Lord Jesus is entering a Gentile area. Domnul Iisus intra într-un teritoriu, într-un ținut al neamurilor. The Decapolis was named Decapolis because it was 10 towns. Decapole era un nume format din două cuvinte, Decapole, adică 10 cetăți. 10 Gentile settlements. 10 așezări ale neamurilor. Now, most of the people on the call tonight will be Gentiles. Și acum, după cum ni se spune, cei mai mulți dintre oameni. I don't know if there are any Jews on the call tonight. If so, then forgive me. Nu știu dacă sunt evrei care ne ascultă în seara aceasta, dar dacă sunt, îmi cer iertare. But most of us, Romanians and Scottish people, are Gentiles. We would have lived in the Decapolis if we were Galileans. Dar cei mai mulți dintre noi, români sau scoțieni, făcând parte dintre neamuri, dacă am fi locuit acolo în Galileea, am fi locuit la Decapole. And here we notice that the geography matters. Și aici observăm că geografia e importantă, contează. When the Lord had fed the 5,000, he did so in a Jewish area. Când Domnul a hrănit cei 5.000 de oameni, a făcut-o într-un teritoriu iudaic, evreiesc. He now feeds 4,000 Gentile people.
Dar acum reiese că Domnul a hrănit 4.000 de oameni dintre neamuri. Now let me take you back to Matthew 10. Permiteți să vă duc înapoi la Matei 10. And in Matthew 10, the Lord says some very interesting words that for modern day Christians could seem slightly unusual. În Matei 10, Domnul Iisus spune niște cuvinte foarte interesante care poate pentru noi în zilele noastre ar suna și ar părea neobișnuite. We are used to a gospel mandate that sends you and I out to the farthest corners of the world. Noi suntem obișnuiți cu mandatul Evangheliei, cu trimiterea prin care suntem trimiși în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. Romania needs the gospel. Scotland needs the gospel. România are nevoie de Evanghelie, Scoția are nevoie de Evanghelie. But so does Australia and Brazil. Dar la fel are nevoie și Australia și Brazilia. We have a global calling, a universal calling. Noi am primit o chemare globală, universală. But here in Matthew chapter 10 and verse 5, we read this. Dar aici în Matei capitolul 10 cu versetul 5, citim așa. Jesus sent the 12 out, instructing them, "Go nowhere among the Gentiles and enter no town of the Samaritans, but go rather to the lost sheep of the house of Israel." Domnul Iisus le-a spus ucenicilor să nu mergeți pe calea păgânilor sau pe calea neamurilor, să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor, ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. As they went out, what were they preaching? Și atunci când ucenicii au plecat, ce au propovăduit ei? Verse 7 gives the answer. Versetul 7 ne dă răspunsul. The kingdom of heaven is at hand. Împărăția cerurilor este aproape. If me and some of the brothers there in Talmachu were to decide to go out into the countryside and preach the gospel together. Dacă eu și cu frații din Tălmaciu ne-am hotărât să mergem prin țară, prin sate, prin localități, să propovăduim Evanghelia împreună, I would love to do that. Și mi-ar place să facem asta, then what would we be preaching? Ce am propovăduit noi? We would be preaching about Jesus Christ and Him crucified. Noi am propovăduit despre Domnul Iisus Hristos și El răstignit. That Jesus shed His precious blood on the cross. And that if men and women, boys and girls will place their faith and trust in Christ, they can be saved and born again. Că Domnul Iisus și-a vărsat sângele lui cel scump pe cruce și dacă bărbații, femeile, băieți, fete își pun credința și încrederea în El, pot să fie mântuiți și născuți din nou. The disciples couldn't have been preaching that message. Ucenicii nu puteau să predice mesajul acesta, punctul acesta. Because Jesus had not yet gone to the cross. Pentru că Domnul Iisus nu mersese încă la cruce. They were preaching about the kingdom. Ei propovăduiau despre împărăție. The nearness of the kingdom. Despre apropierea împărăției. We don't have time to go into all of that. Și nu avem timp să intrăm în toate aceste lucruri. Fascinating subject though. Să este un subiect diferit. But notice that they are sent only to the lost sheep of the house of Israel. Dar ceea ce vreau să observăm aici este că ucenicii au fost trimiși doar la oile pierdute ale casei lui Israel. Then we noticed that the feeding of the 4,000 always in Matthew and Mark comes after the conversation with the woman from Tyre and Sidon. Dar apoi am observat că hrănirea celor 4.000 de oameni, atât în Matei cât și în Marcu, vine imediat după conversația Domnului Iisus cu femeia din Tirul Sidonului. She, a Gentile woman, comes to the Lord and says, "Have mercy on me, O Lord, son of David." Această femeie dintre neamuri vine la Domnul Iisus și spune, "Ai milă de mine, fiul lui David." She recognizes the Jewishness of the Messiah. Și prin aceasta femeia a recunoscut că Mesia era iudeu. He is the son of David. A recunoscut că el este fiul lui David. And yet she cries out because her daughter is oppressed by a demon. Și totuși a strigat la el pentru că fiica ei era chinuită de un duh necurat. And how does the Lord answer her, friends? Și cum îi răspunde Domnul, dragii mei? I was sent only to the lost sheep of the house of Israel.
Eu am fost trimis doar la oile pierdute ale casei lui Israel. That's not the sort of reply we were normally expecting from the Savior. Și cred că nu este răspunsul la care ne-am fi așteptat să-l auzim de la Domnul și Mântuitorul nostru. And if I can speak reverently, și dacă pot vorbi cu reverență, cu respect, on first reading, without context, it could seem a little bit cold or unfeeling. La prima vedere, pasajul acesta, fără să fi cunoscut contextului, răspunsul Domnului Iisus pare așa rece, fără sentimente, fără dragoste. Of course, that's not the case at all. Dar noi știm că nu așa a fost, dimpotrivă, a fost cu totul altfel. This woman replies in a fascinating way. She says, even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table. Dar femeia aceasta îi răspunde Domnului într-un mod fascinant, și anume că și până și căței se hrănesc cu fărămiturile care cad de la masa stăpânului. And she is commended for her faith and her daughter is delivered. Și femeia aceasta este lăudată pentru credința ei, iar fiica ei este izbăvită. What we have read tonight from Matthew 15 are Gentiles eating crumbs of bread and fish that have been supplied by the master. Ceea ce am citit noi astăzi în Matei 15 prin hrănirea celor 4000 de oameni este tocmai acei căței care mănâncă fărămiturile căzute de la masa stăpânului. So both Matthew and Mark are led by the Spirit to put these stories next to each other because we're supposed to relate them to each other. Atât Matei cât și Marco au fost călăuziți de Duhul Sfânt să pună aceste două întâmplări una lângă cealaltă, tocmai pentru a face legătura între ele. So our first point is the Savior who has compassion. Deci primul nostru punct este Mântuitorul care a avut milă, compasiune. Compassion that spilled over beyond the national confines of Israel to people like you and me, to Gentiles. O compasiune care s-a revărsat dincolo de oile pierdute ale casei lui Israel și a ajuns până la neamuri, ca dumneavoastră și ca mine. He didn't want to send these Gentiles away hungry. Domnul Iisus n-a vrut să trimită neamurile acestea înfometate de la el. You and I, who know and love Christ, we haven't been sent away hungry. Și dumneavoastră și cu mine care îl cunoaștem și îl iubim pe Domnul Iisus Hristos, n-am fost trimiși de la el înfometați. We've been fed and nourished by the living bread. Și am fost hrăniți de pâinea vieții, pâinea vie. It's a compassion that leads him all the way to Calvary. Aceasta este o milă, o compasiune care îi duce pe oameni până la Calvar. To make provision not just for 4,000, but for a whole world. Și acolo Domnul s-a îngrijit nu doar de 4,000 de oameni, ci de o lume întreagă. Briefly, we come to the second point, the supply that's never ending. În al doilea rând trecem repede la al doilea punct și anume sursa care nu se sfârșește niciodată. What we have here clearly is miraculous provision from God. Ceea ce avem aici e clar și anume o provizie miraculoasă venită de la Dumnezeu. Somehow, 7 loaves and a few small fish become more than enough for 4,000 people. Și într-un fel, 7 pâini și câțiva peștișori au devenit mai mult decât îndeajuns pentru 4,000 de oameni. More than 4,000, of course, because that was only the men. Au fost, bineînțeles, mai mult de 4,000 de oameni acolo, deoarece 4,000 au fost doar bărbații. Look back to verse 33. Uitați-vă, vă rog, la versetul 33. The disciples question where they're going to be able to get bread in such a desolate place. Ucenicii l-au întrebat pe Domnul de unde să luăm în pustia aceasta atâtea pâini ca să săturăm atâta gloată. Now, I don't know what the Romanian word is for desolate. Acum nu știu care este cuvântul folosit în românește pentru pustie. But in the older English translations, the word is desert. Dar în traducerile vechi din engleză, cuvântul este deșert. I think that this is crucial because I think we're supposed to be thinking back to the Exodus. Și lucrul acesta cred eu că este crucial deoarece ne duce cu gândul înapoi la Exodul. God fed his people in a desert place
with manna from heaven. Dumnezeu și-a hrănit poporul său într-un loc pustiu, într-un deșert, trimițându-le mană din ceruri. And here the Lord Jesus in a desert place makes provision and it comes directly miraculously from heaven. Iar aici Domnul Iisus într-un deșert, într-un loc pustiu, hrănește oamenii aceștia într-un mod miraculos cu hrană venită direct de la Dumnezeu din ceruri. There is no lack of supply in our God. În Dumnezeul nostru nu există nicio lipsă de resurse. The supply of God's salvation is limitless, bottomless, and endless. Resursele mântuirii lui Dumnezeu sunt fără limite, fără adâncime, fără sfârșit. We don't need to turn there, but in Psalm 50, God poses a question. Nu trebuie să mai deschideți acolo, dar în Psalmul 50 Dumnezeu pune o întrebare. Maybe not so much a question, but a statement. Și de fapt nu este atât de mult o întrebare cât o afirmație. He says, if I were hungry, I wouldn't tell you. Spune acolo Dumnezeu, dacă mi-ar fi foame, nu ți-a spune ție. For the world and its fullness are mine. Pentru că lumea în toată plinătatea ei este a mea. There is no lack of supply in God. În Dumnezeu nu există nicio lipsă de resurse. How much more amazing then, brothers and sisters. Și atunci, dragii mei frați și surori, cu cât mai uimitor. That our Savior, when he hung upon the cross, said, I thirst. Este faptul că atunci când Mântuitorul nostru a stat întins pe cruce, a strigat, mi-e sete. Every droplet of water was created through him and for him. Când fiecare picătură de apă a fost creată prin el și de el. And yet in that moment, the Son of the true and living God was thirsty on the cross. Și totuși în clipa aceea, Fiul Dumnezeului adevărat a însetat pe cruce. As the Lord took those 7 loaves in his hands and began to break them, când Domnul a luat aceste 7 pâini în mâinile lui și a început să le frângă, he surely would have been thinking about another time coming in the future when he would be breaking bread. Cu siguranță în mintea lui s-a gândit la un moment din viitor când avea să frângă pâinea. And he would be saying, do this in remembrance of me. Și să le spună ucenicilor, faceți acest lucru în amintirea mea. This bread is my body which is given for you. Pâinea aceasta este trupul meu care se frânge pentru voi. Even as he handed out those crumbs of bread to those Gentiles, we would have been knowing that you and I in 2021 would be Gentiles who are nourished by him. Și atunci când a înmânat oamenilor de acolo, neamurilor de acolo, acele bucăți de pâine, Domnul Iisus știa că în 2021, dumneavoastră și cu mine, neamuri vom fi hrăniți de el. And he knew the price he would have to pay to secure that. Sorry, can you say that again? And he knew the price he would have to pay for that. Și Domnul Iisus știa și ce preț avea să plătească pentru asta. Let's come to our last point, the satisfaction of the crowd. Haideți să trecem acum la ultimul nostru punct, și anume satisfacerea mulțimii. And let me repeat the question we began with, are you satisfied? Și permiteți-mi să repet întrebarea cu care am și început. Ești tu satisfăcut, împlinit? Are you satisfied in Christ? Ești tu satisfăcut în Hristos? Do I, do you find in him all that we need? Găsesc eu, găsești tu în el tot ceea ce ne trebuie? At the beginning of the book of Jeremiah, he is lamenting. La începutul cărții Ieremia, îl vedem pe acesta plângând. Because the people have forsaken the fountain of living waters and have hewed out for themselves cisterns that are broken. Pentru că poporul a părăsit izvorul apelor vii și și-a săpat singur puțuri, fântâni rupte, sparte. You and I, as brothers and sisters in Christ, have been brought to the fountain of living water. Tu și cu mine, ca frat în Domnul Iisus Hristos, am fost aduși la izvorul apei vii. But how often in our flesh and our sin, we turn away from it to cisterns of our own making.
Dar oare de câte ori în firea noastră și în păcatul nostru nu ne depărtăm de izvorul apelor vii și venim la puțurile noastre crăpate? We notice at the end of this passage that all ate and were satisfied. Observăm la sfârșitul acestui pasaj că toți au mâncat și s-au săturat. In fact, there were baskets left over. De fapt, au și rămas coșuri cu hrană. There was an abundance of supply. Pentru că belșugul, resursele Domnului au fost îmbelșugate. It is impossible for a man or a woman or a boy or a girl in the village of Talmachew to come to Christ in repentance and faith and be turned away by him. Este imposibil ca în Talmachew un bărbat sau o femeie, un băiat sau o fată să vină la Hristos însetat de el și să fie alungat de el. They will never be told that the supply has run dry. Niciodată Domnul nu va spune nimănui că izvorul lui a secat sau uscat. They will never be told there's no more room at the cross. Niciodată nu-i se va spune cuiva că nu mai este loc la cruce. There are those who believe that there is only provision for some. Dar de asemenea, eu cred că Domnul are provizii doar pentru un număr de oameni, pentru unii oameni. That's not the picture I see here. Unii cred că Dumnezeu are resurse doar pentru un număr de oameni, dar nu este imaginea care o vedem aici. There is room at the cross for anyone who will come in repentance and faith. Și la crucea Domnului există loc pentru toți cei care vin la El cu pocăință și credință. I want to think as we close about three types of satisfaction. Și în încheiere aș vrea să ne gândim la trei tipuri de satisfacere sau de satisfacție. At the cross of Calvary, God's wrath was satisfied. La crucea de pe Calvar, mânia lui Dumnezeu a fost satisfăcută. Poured out on his spotless, perfect son. Ea a fost turnată asupra fiului său, fără păcat, fără pată. All the claims of divine righteousness were perfectly met and fulfilled in Christ. Și toate condițiile și cerințele neprihănirii și sfințeniei divine au fost împlinite în Hristos. His death satisfied the death price demanded by God's own holiness. Moartea lui a satisfăcut prețul cerut de sfințenia lui Dumnezeu și de dreptatea lui. So secondly, in Isaiah 53, we are told that Christ will see the travail of his soul and be satisfied. În al doilea rând, în Isaia 53, ni se spune că Hristos va vedea rodul muncii lui și se va înviora, sau în engleză spune că va fi satisfăcut. Christ loves the church. Hristos iubește biserica. And he is pleased and satisfied in her. Și el este mulțumit și satisfăcut în biserică și de biserică. I'm not talking here about each local church because we all have problems. Și nu mă refer aici la fiecare biserică locală, deoarece în fiecare biserică locală există probleme. I'm talking here about the universal bride of Christ. Și mă refer la biserica universală, la mireasa lui Hristos. So God's wrath is satisfied and our Savior is satisfied. Deci mânia lui Dumnezeu este satisfăcută, Mântuitorul nostru este satisfăcut. But thirdly, we come to ourselves. Dar în al treilea rând ajungem la noi înșine. And again we come to the question, are you satisfied? Și din nou revenim la întrebarea, sunt eu, ești tu satisfăcut? Because you know it's possible for us to come to church every Sunday and even midweek. Pentru că știți, este posibil să venim la adunare în fiecare duminică și chiar în timpul săptămânii. To turn up to the right meetings, to be dressed the way that people expect. Să venim la toate adunările, să fim îmbrăcați așa cum se așteaptă ceilalți de la noi. Even to do the devotional reading in the morning and the evening that we think we should. Chiar să ne facem timpul de părtășie dimineața sau seara, cum credem că trebuie să facem. But to find our real satisfaction elsewhere. Și totuși să ne găsim adevărata satisfacție altundeva. Whether it be in family, whether it be in sport, whether it be in academia.
Fie că o găsim în familie, în sport, în studiile academice. In all sorts of places, we can really find our satisfaction, and our Christianity has to fit in around it. Thanks very much. Sau ne căutăm satisfacția în tot felul de alte lucruri și printre ele includem și creștinismul. Christ alone can satisfy. Numai Hristos ne poate satisface, ne poate împlini. Could we finish with a reading from Isaiah 55? Și aș dori să încheiem cu un pasaj din Isaia 55. And the first two verses, please. Primele două versete. Voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați de fapt. Veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați pe șpigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă, dar, și veți învăța ce este bun. Și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Amen. It's good for us to ask ourselves the question, what really matters in life? Este bine pentru noi să ne punem întrebarea, ce contează cu adevărat în viață? When we stand before the Lord at the judgment seat. Când vom sta înaintea Domnului la scaunul de judecată. Will we say, oh, I wish I'd gone for that promotion? Vom spune noi, oh, mi-aș fi dorit să fi cerut și eu să fiu promovat, avansat la serviciu. If only I had made more money. Oh, dacă aș fi câștigat ceva mai mulți bani. If only I'd been more ambitious, I could have achieved more. Oh, dacă aș fi fost puțin mai ambițios, aș fi putut realiza mai multe. I wish I'd spent more time on the golf course. Oh, mi-aș fi dorit să fi petrecut mai mult timp pe terenul de golf. We will just wish we had given more of ourselves, our time, our energy, our talents to Christ and his service. Eu cred că atunci ne vom dori doar să ne fi dorit, să ne fi dăruit mai mult pe noi lui Hristos, să-i fi dăruit lui mai mult, mai mult timp și mai multă energie în slujirea sa, în lucrarea sa. And it's where true satisfaction is found. We're cheating ourselves of true satisfaction. Și atunci când noi nu căutăm satisfacția adevărată acolo unde se găsește ea, ne lipsim pe noi înșine de adevărata satisfacție. Scraping and digging around in dry cisterns when behind us is a fountain of living water. Când căutăm prin puțurile crăpate adevărata satisfacție, când de fapt ea se găsește în spatele nostru, în izvorul apelor vii. So we ask ourselves the question, am I satisfied? Așa că ne punem din nou întrebarea, sunt eu satisfăcut? In our wonderful Savior, the Lord Jesus Christ. În Mântuitorul nostru minunat, Domnul Iisus Hristos. We have a Savior of deep compassion. Avem un Mântuitor cu o mare și adâncă milă. And the supply is never ending, friends. Și avem o sursă care nu se sfârșește niciodată, dragii mei. Amen. Amen. Recording stopped. Thank you very much. We have a song saying, come to the spring of life. No matter how tired you are. Vino de via și învață. Come, drink and learn. Astăzi, să fii fericit. Today, how to be happy. Mulțumim, frate. Thank you, brother. Thank you. And we pray that the Lord will bless you. Thank you. I'm going to have to go, but can I wish you all a very happy Christmas? Eu trebuie să plec, dar vreau să vă doresc tuturor un Crăciun fericit, binecuvântat. Have a wonderful time and then a blessed new year as well. Un timp minunat. Și apoi și un an nou binecuvântat. Ok, bye-bye. Bye. Sper să venim în rugăciune înaintea Domnului și hai să ne dăm picioare și să venim cu rugăciunile noastre cu partea fraților și cu partea surorilor.
Mulțumim pentru faptul că ne-ați făcut în această seară.